Ținând cont că numărul de turiști este crescut în această perioadă în munții județului nostru, conducerea Salvamont Argeș îi sfătuiește pe cei care urcă pe munte să fie foarte atenți, inclusiv la vipere. După ce ne-am informat, trebuie să întotdeauna să plecăm echipați. Și asta înseamnă, în primul rând, bocanc. Dacă avem un bocanc sau o ghetă ușoară, vara, deci vara nu plecăm în Adidas sau în șlapi. Dacă avem un bocanc sau o ghetă ușoară, asta ne va feri inclusiv de mușcătura de viperă, pentru că vipera, dacă se sperie, e un animal foarte timid. Nu atacă, nu se repede la oameni, nu îi aleargă, nu sare în copaci, cum am mai auzit. Nu există așa ceva. Vipera trăiește pe sub pietre. Și numai dacă piatra aia este dată cu piciorul la o parte și ea se sperie, atunci va ataca. În rest, nu se va mișca. Puteți să stați cu fundul pe piatră 2 ore, ea o să aștepte să plecați. Deci o gheată vă ferește de riscul de a fi mușcat. În această săptămână, un argeșan din zona Rucăr a fost mușcat de o viperă. Șeful Salvamont Argeș spune că dacă are totuși loc o astfel de situație nefericită, turistul trebuie să-și păstreze calmul și să încerce să stoarcă cât mai bine veninul din zona în care a atacat șarpele. În primul rând, aș vrea să vă spun că în zona noastră, în sudul Făgărașului, există vipere. Trăiește vipera comună, vipera berus. Este considerată șarpe veninos, dar până acum în cazuistica națională nu este niciun deces declarat cu siguranță urmarea unei mușcături de viperă. Asta e important să știți. În al doilea rând, vă vorbește un om care în 99, a doua zi după eclipsă, a fost mușcat de buză de o viperă. Eu. Am pus capul pe piatră. Piatra era caldă, era august. Și probabil că am ațipit, pentru că știu că m-am trezit, am simțit o lovitură ușoară, că asta m-a trezit, am simțit o lovitură ușoară în buză, am deschis ochii și am văzut vipera intrând sub piatra pe care pusesem eu capul. Și am stors cât am putut, a ieșit un lichid seros, am cerut o oglindă de la, erau spanioli, erau vreo 10 și erau și doamne și domnișoare, a avut o domnișoară o oglindă. În vreo 5 minute am făcut niște buze care lui Armstrong, buze adevărate, așa, și apoi am aflat că una dintre doamne era alergică și avea claritin. Și am rugat-o să-mi dea, am luat 3 pastile